Deci mă bucur că am ajuns aici după așa examene grele și, cum spune Rosu, budem zăjgați. Mie nici nu-mi vine să cred că încă am absolvit, dacă sincer. Niște emoții că nu e azi, mă, timp ca să o facem tare, că voi ați terminat. N-ați mai fi, mă, te bătăi de cap, da? Ne-am adunat atâția. După cum a spus Sandra, principal să fim treci, să întâlnim Zori. Tanțpolul va fi rupt astăzi. Noi, părinții, cu siguranță rezistăm până la întâlnitul Zorilor. Deja depinde de voi dacă o să ne țineți nouă companie. Nu știu, sper că o să fie o seară cu distracție bună, sper să prindem Zorii și sărim în lac la urmă, nu? Uite, mie, e primul om care a menționat sărit un lac. E că tot să întâlnim Zorii, dar nimeni nu a zis sărit. E că eu cu omul ăsta sunt de acord și ne vedem la 4 dimineața în lacul la Valea Trandafirilor, unde suntem. Da, 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 exact, exact. Ne vedem acolo. Get this. Sfârșit a venit timpul că noi am absolvit și eu cred că noi toți am meritat. Eu sunt de acord, nu chiar am meritat 12 ani de chin până la urmă, știți? Adică măcar l-am absolvit. De acord. Un bonsoare a tus. Păstrați în inimile voastre amintirile despre școală. Aveți grijă de prietenii voștri. Nu-i uitați pe cei dragi, pe părinți și desigur să nu uitați profesorii. Suntem și noi mândri pentru că dacă se zice că toamna se numără bobocii, noi numărăm primăvara la 31 mai, când vedem toate rezultatele acumulate pe parcursul la unui an de studii, dar mai ales atunci când se încheie întreaga viață de elev. E vorba de 12 ani trecuți prin școală cu folos. Vă așteptăm cu drag, ori de câte ori veți avea nevoie de un sfat sau poate chiar și să vă fie dor de noi. Vă dorim drum bun în viață, stimați absolvenți. Dar în mod special, din dragoste, cu dragoste, pentru o mare iubire, clasa 12B. Să-mi zice, s-au pregătit.
Și încă o dată, mă doare! Yeah.